Salutare tuturor! De data aceasta suntem nici mai aproape, nici mai departe decât în Thailanda și ne bucurăm de o complet nouă experiență în zona insulelor Koh Chang, Koh Mak, Koh Kut, unele dintre cele mai apreciate. După cum vedeți, mă ard tălpile, nu simțiți treaba asta, dar suntem într-una dintre marinele, puținele marine, să le spunem așa, disponibile aici în zonă și ne bucurăm în această săptămână de un model local de Lagoon 42 pe care o să vi-l prezint pe scurt în următoarele minute. E o embarcațiune foarte frumoasă, printre puținele de altfel din zonă, pentru că sailing-ul aici nu este atât de dezvoltat și nu e atât de divers precum în Europa și de matur. Dar, după cum vedeți, în acest moment sunt câteva speedboat-uri, puține la număr, există un trimaran acolo și două embarcațiuni, un Lagoon 450 F cu flybridge în partea din spate și un Lagoon 42 pe care o să vi-l prezint. După cum v-ați obișnuit, configurația e oarecum asemănătoare cu modelele europene. Spațiile exterioare sunt ușor similare. O să mergem pe tribord, pe partea dreaptă a embarcațiunii și o să începem din pupă, care este puțin diferită. Dacă la modelele europene, cel puțin cele mai noi, embarcațiunile au zona de control a pilotului, timon, aparate undeva pe babord, în zona aceea, la acest model toate aceste echipamente sunt amplasate pe tribord. Vizibilitatea, dacă mă întrebați, e destul de scăzută, dar sunt convins că o să vă descurcați foarte bine. Modelul acesta specific are cam toate comenzile necesare în zona pilotului. Salonul acesta, zic eu, suficient pentru 8-9 persoane, Alex. Motoarele și manetele acestora sunt amplasate tot aici, în această zonă. Aveți o grămadă de vinciuri electrice. După cum știți, catamaranele sunt foarte prietenoase cu skipperii. Ai trebuit completat lichid la busolă. Toate manevrele velelor sunt amplasate fix aici. Și o să vedeți o grămadă de fotografii cu velele larg deschise. În partea din față, lagunul v-a obișnuit cu cele două plase amplasate aici, pe care vă puteți bucura pe traversări de delfin, mai puțin în zonă, dar puteți să vă bucurați de plajă, soare și cam tot ceea ce vă doriți. Aveți canapelele acestea pe care vă puteți unge frumos cu ulei. Specific pentru această barcă există skipper's cabin, care e practic una singură, pentru că cele două cabine noi o să le folosim pe cea din stânga ca și spațiu de depozitare, iar cea de pe tribord are o toaletă, lucru magic de altfel. Ancora, iată, pentru că sunt foarte multe plaje și golfuri cu nisip, cu rezistență foarte bună pentru ancorare în zona aceasta. E recunoscută și sunt foarte multe insule cu golfuri foarte ferite și foarte prietenoase. Vântul bate maxim, de pildă în această săptămână avem în rafală undeva la 15 noduri. Trebuie să țineți cont și de povestea fluxului și a refluxului. Există stații special dedicate pentru așa ceva. Să v-a plăcut pe exterior, da? Acum că suntem mai inimoși, ne-am făcut și check-in-ul, totul este în regulă. Avem din partea casei o ladă plină cu cocktailuri, cu gheață, cu... Urmează, nu vă entuziasmați. Mergem la interior, iată un salon, așa arată Alex la interior. Așa arată o embarcațiune din 2014-2015 de la această companie, foarte serioasă de altfel, foarte ok, muzica e prea tare, o să dăm mai încet. Super. E clar că față de embarcațiunile din Grecia, poate nivelul de implicare, seriozitate sau lipsa unui turism atât de intensiv îi face pe oameni să fie mult mai atenți la detalii. Lucrurile sunt foarte curate, după cum observați.
această embarcațiune este echipată cu generator, aer condiționat, water maker, cam tot ce aveți nevoie pentru un sejur de 5, 7, 10, 20 de zile, o viață, absolut cât vă doriți voi. Hai să vă arăt și câteva cabine. Configurația iar este puțin diferită, specifică poate modelului din 2015, dar cu numeroase avantaje. Iată cabina de pupă cu acces către toaletă, către grupul sanitar. Grupul sanitar se continuă într-un mod miraculos cu cabina de duș care se poate separa. Toaletele sunt electrice, nu o să vi le mai hurui acum, dar le-am testat, toate funcționează absolut impecabil. Surprinzător, să știți, pentru chiar e o surpriză frumoasă. Cabinele sunt absolut normale, suficient de încăpătoare, avem și plapumă, deși nu cred că va fi cazul, sunt 35 de grade afară! Mergem mai departe, vă spuneam că e un avantaj faptul că la această cabină de pupă ea poate fi accesată și de aici, de pe hol, și ușa implicit se poate bloca pe cealaltă parte, pe sistemul acesta de aici, pe care, ia să vedem, funcționează din prima, astfel încât dacă cumva folosește cineva toaleta să nu aveți probleme. Cabina din față, ambele cabine sunt oarecum amplasate, dacă vă aduceți aminte la Bali Cat Space, la modelele acestea noi, sunt amplasate puțin diferit, în sensul că sunt pe lungimea, pe lățimea embarcațiunii, orientate invers. Iată toaleta, grupul sanitar, iar mai văd un avantaj, puteți să faceți și duș aici, și asta e o chestie drăguță. O să închidem lumina ca să facem economie și să salvăm motorină, planetă, absolut orice. Barca are și invertor, ce puteți să vă mai doriți? Am întâlnit de altfel și embarcațiuni care, gata, s-a oprit generatorul, nu mai e gălăgie, putem să ne auzim cu toții. Vă spuneam că e configurația diferită, ca să urcați în pat, efectiv trebuie să urcați această treaptă simplă, aveți spații de depozitare în zona aceasta. Vă mai puteți pune cărțile, un chepeng de aerisire foarte drăguț. Și dacă vi s-a părut cabina de duș de la cabina de baie prea mică, și anume cea de aici, ați văzut-o, mai am o surpriză pentru voi și aceasta este 6 din 49. Ia uitați ce duș frumos separat exact aici lângă pat, ce vă puteați dori mai mult. Deci aveți acces și către cabina din față, uzual în Europa, sunt acele skipper's cabin. Ambele borduri sunt similare. Aici mai aveți niște spații de depozitare. Ați văzut, 2 în 1. Varianta locală are un singur șurub, două. O să-i rugăm pe domnii să le prindă. Dar, ca principiu, lucrurile sunt suficient, adică aveți spații suficiente de depozitare, astfel încât să vă băgați cam toate hainele, aveți pentru rochițe, doamnelor, aici spațiu să le atârnați frumos, să le aduceți gata călcate. La această barcă specific, watermaker-ul este aici și are o capacitate, dacă nu mă înșel, de 60 de litri pe oră, recomandarea celor de la baza aceasta nautică. Ce pot să vă spun specific și mi s-a părut drăguț este faptul că e proiectat watermaker-ul să funcționeze și pe și în traversări, ceea ce e foarte drăguț, ceea ce noi forțăm în Grecia și de cele mai multe ori, pentru că așa e mai bine pentru echipamente, nu le folosim pe traversări. Zona aceasta de babord este asemănătoare, este simetrică, cabina de pupă suficient de generoasă, spații de depozitare, gemulețele acestea magice pe unde puteți să vedeți peștișorii, o să vă arătăm niște peștișori foarte drăguți în golfuri, cu adevărat fabuloase, chepengurile acelea pentru aerisire, aer condiționat în zona aceasta, prize peste prize, conectori, spații de depozitare, aceeași poveste minunată. Accesul la cabina de duș se face pe aici și la grupul sanitar. Mici spații de depozitare pe care le păstrează de obicei skipperii. Aceeași poveste frumoasă în care puteți să faceți și baie și duș în zona aceasta cu aerisire, dar și mai drăguț, cabina pe care v-am arătat-o este similară și cabina magică de duș
unde vă puteți face de cap. Deci cam asta este povestea magică. Să terminăm turul nostru al acestei embarcațiuni afară. Ne-au dat oamenii ăștia cam absolut tot ce este nevoie pentru o vacanță cu adevărat fabuloasă. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru că ne urmăriți în continuare, revenim cu noi și noi trasee, bărci, vacanțe fabuloase. Haideți în vacanță, v-am pupat, Thailanda!